Ziua, dragile mele! Astăzi, din banalul carton pe care tot îl aruncăm la gunoi, o să realizăm un proiect de-a dreptul spectaculos. Pentru asta avem nevoie de două bucăți de carton. Una va fi baza, cealaltă avem nevoie ca să decupăm următoarele piese. O ramă și un carton de dimensiuni egale, pe care le vom lipi una peste alta, avem nevoie de 5 bucăți. Dimensiunea o stabiliți dumneavoastră. Avem nevoie de două fușii de carton, una de 25, una de 35 de centimetri, câte 4 bucăți din fiecare. Și procedăm în felul următor. Rama de carton o vom lipi peste baza de carton și după ce o lipim peste baza de carton o vom vopsi cu vopsea neagră peste tot, inclusiv pe mijloc. Am uitat să vă spun că mai avem nevoie de un ghem de sfoară și de bronz. Atât. Și câteva piese de decor pe care o să le vedeți mai târziu. De asemenea, decupați dintr-un carton un orificiu, îl vom lipi pe spate, va fi folosit ca agățătoare. Am vopsit cele 5 rame de carton, vă rog să le observați, sunt aici, și le vom lipi în diferite colțuri. Le vom poziționa, cel din mijloc îl vom așeza chiar așa, acesta așa și acesta va veni aici. Eu le lipesc cu silicon și revin. Îmi place foarte mult să lucrez cu acest adeziv. Este fierbinte, într-adevăr trebuie să am grijă să nu mă ard, dar lipește foarte bine. Și știu că ce e lipit cu acest adeziv e lipit pentru totdeauna. Și ultima piesă o punem acum. Pătratele sunt negre, dar fondul o să fie argintiu și va face un contrast foarte frumos. Uitați-vă numai cât de bine arată deja. Cu ele poziționate, deja a început să capete amplitudine, arată bine. Acum cu creionul desenați un model în mijloc în care noi o să fixăm sfoara. Desenați cu creionul un model cât de cursiv ca să puteți să lipiți sfoara. După ce o să fie vopsit cu bronz, acest model cu sfoară va ieși foarte frumos în relief. Și nu este greu deloc de pus. Puneți puțin silicon, fixați sfoara și mergeți după ea. Eu o să fixez toată sfoara și revin. Uitați-vă numai ce ușor și simplu se fixează sfoara. Ia forma modelului pe care dumneavoastră l-ați desenat. Se răcește foarte repede și va rămâne frumos în formă. Decât trebuie să urmăriți conturul pe care dumneavoastră l-ați desenat cu creionul. Cât de cursiv. Poftiți! Uitați-vă numai cât de frumos începe să arate. Cum vedeți, am montat sfoara pe tot panoul.
Arată foarte bine și va ieși foarte frumos în relief când va fi vopsită cu bronz. Acum, panoul nostru, ca să devină și mai interesant, nu numai un simplu panou cu aplicații, vom practica niște deschideri stânga-dreapta pe lângă aceste pătrate pe care le-am montat. Decupez această parte, acolo și acolo un pic și revin să vedeți modelul. Acum o să vopsesc cu bronz din belșug, ca să iasă bine sfoara în evidență și modelul. O să iasă un model în relief extraordinar de frumos. Eu o să termin acesta de dat cu bronz și revin. Ca să nu pierdem timpul, să vă uitați la mine cum dau eu cu bronzul. Am terminat de dat cu bronzul. Cum vedeți, modelul iese în relief foarte frumos. Foarte frumos. Și acum, ultima parte, decorarea. Vom decora în interiorul pătratelor, în acest caz cu aceste ștrasuri de plastic pe care dumneavoastră le știți și care dintr-o dată vor deschide acest model, pur și simplu îl vor lumina de fapt. Am să umplu cu ștrasuri acest pătrat și revin. Cum vedeți, am terminat de montat ștrasurile în mijloc și arată superb. Acum urmează să decorăm pătratele care au mai rămas stânga, dreapta, sus și jos. Pentru asta am tot niște decorațiuni argintii care se încadrează perfect și fac un contrast superb cu negru. A început să arate superb, din ce în ce mai frumos. Acum nu trebuie decât să montăm aripile negre, stânga, dreapta, șipcile pe care le vom așeza pereche, una mică de 25, una mare de 35 și le vom așeza și le vom lipi lateral. Dumneavoastră veți stabili unde doriți. Eu am să le lipesc așa. Și după ce termin de lipit, revin să vedem cum arată modelul pe perete. Suntem gata, dragile mele. Doamne, arată fabulos, extraordinar, superb. Nici mie nu vine să cred cât de frumos a ieșit. Wow! Wow! Și când te gândești, cartonul ăsta era aruncat la gunoi. De la gunoi la operă de artă modernă, abstractă. Inspirații să avem, doamnelor. O seară plăcută!